Ce dimineață bună! Hai să vedem, mă, hai să vedem și noi ce se întâmplă pe la noi prin sat. Bună vecinilor, bună, bună căluțule, ce te faci, bai, bravo! Hai să mergem bună, bună, ei, mă, băgați pe mine în seamă, bună, bună, ce faceți? Bine? Eu am plecat. Bun. O să verific și poșta cu totuși. What? O carte? Ești chemat la palat? Ce, mă, cheamă Regina la palat? Oare ce-o vrea? What? Ia să vedem. Satul meu frumos. Palatul meu frumos. Am ieșit din barcă. Am sărit din barcă. Doamne ajută doar să nu se rupă barca. Și nu vreau fix aici. Așa că azi o să merg. Ha, ce zi minunată. Doamne, dar și ei cu toți banii ăștia n-au avut nici o clipă să pună și ei niște piatră sau să facă o potecă pe ei, să nu mai scala de munții. În fine. Bun, am ajuns la palat. Bună ziua, regina mea. Ce doriți? Ashbrainer, tu ești cel mai brav soldat al meu și aș vrea să te duci în căutarea săbii lui Schwagenswirth. Doamnă, dar, doamna mea, dar eu știam că sabia lui Schwagenswirth e doar o poveste de a dormi copii, o legendă, nu că e și reală. Va trebui să treci prin alte dimensiuni? Sigur, am să merg. Atunci ține armura asta și arma și mult noroc. Ok, presupun că aici, nu? Că aici țineți dumneavoastră de obicei lucrurile pentru soldați. Bun, avem și eu o piatră de protecție. Bun, mamă, regina mea, ce mi-ați dat. Wow. Vă mulțumesc. Avem și o piatră de protecție. Acum ce trebuie să fac? În spatele tronului este un portal care te va duce în acea dimensiune. Mulțumesc. Wow. Da, nu am să intru acum, mă mai duc o tură până acasă pentru că trebuie să-mi iau adio de la sat în caz că nu mă mai întorc. Regina mea, am să mă întorc. Am să mă întorc, dar mă duc până în sat să-mi iau la revedere și de la restul vecinilor și revin. Promit că nu am să vă dezamăgesc. Dar, wow, totuși ce pala frumos e și ăsta. Așa. Și wow, nu pot să cred că ne-a dat și o piatră de protecție. Chiar nu pot să cred. O să iau un not, nu mai merg cu barca pentru că... Sau de fapt nu, o să merg pe mal. Wow, ce frumos e peisajul de azi. Și se face și noapte, așa că eu zic că ar trebui să mă grăbesc. Opa. Bun, bun, oițelor. Ar trebui să mă duc și o să omor o oaie pentru mâncare. Bun. Și mă mai duc la încă una.
Îmi pare rău, oițelor, dar n-am ce face. Lână, nu am nevoie, dar de fapt cred că o să mă duc și o să-i dau unui vecin. Am făcut ruși din niște ouă, da, o să mă duc și dau ouă la schimb de niște bănuți. Sau nu? Nu, mă duc să-i le dau lui Grigore. Pentru că Grigore, oameni buni, e cel mai bun prieten și vecin din satul ăsta pe care îl am eu. Așa că hai să mergem. Opa, mă trage armura la fund. Nu! Opa! Ce greu a fost. Ui, lou. O să țin piatra protecției în mână. Bun, și acum hai să mergem și pe aici. Mamă, dar ce greu e să noți. De-abia dacă pot înota. Oh, ce greu mi-a fost să ajung aici și sunt ulioarcă acum. Da, nu-i problema. Acum să-l găsesc pe prietenul meu, Grigore. Grigore, ești acasă? Nu e acasă, Grigore. Uite-l pe Grigore. Vorbește cu Matei. Oh, nu tu ești Grigore. Ăla era Gheorghe, nu Grigore. L-am găsit pe Grigore. Bună, Grigore, bună, Grigore. Grigore. Oameni buni, Grigore, să știți că este cam surd și nu mă poate auzi, așa că... Grigore, mă duc să-ți las astea în casă. Mă duc să-i le pun în casă, oameni buni. Așa că... Ia uita și casa frumoasă are. Oare mai mare ca a mea? Nu pot să cred. Bun, și le voi lăsa aici. Bun. Și acum hai să merg. Bun. Oh, iară trebuie să o iau să mă scufund. Halo. Mamă, oameni buni, de-aia știi ce greu e să mergi cu armura pe tine. Sper că Grigore a văzut ce i-am dat. Și acum hai să o luăm prin apă. Și o să mă chinui să not. Hai să notăm și noi cu capul pe afară, mă gândesc. Bun, perfect. Mai ține piatra protecției în mână pentru că mi-e frică. Așa. Și acum să mergem la doamna mea, să mergem în aventură, în misiune. Să recuperăm sabia lui Vagenvirs, că eu credeam că e doar o legendă, dar... aparent, palatul nostru, legenda spune așa că palatul nostru, adică acesta, tatălui reginei, deci practic bunicul reginei, deținea o sabie foarte puternică și avem deja și niște zombie pe aici. O sabie foarte puternică numită sabia lui Schwagensbirz. Și vreau să vă zic că se zicea despre ea că e doar o legendă. Așa că, doamna mea, am sosit. Hai să mergem. Bun. Iar acum... Wow. Ah, what? Unde m-a teleportat? Asta e cu tot o altă dimensiune și wow! Băi, ăsta nu e Minecraft, de ce sunt cabii lame?
Probabil asta e dimensiunea de unde pot, de unde pot să iau sabia lui Schwagenswirt, oameni buni. Nu. Mamă, dar ce greu e. Cine-s mă ăștia? Mamă, ce m-am speriat. Ăsta e timpul cu sabia lui Schwagenswirt, nu? Ok, hai să merg încet. What? Cine-i ăla? What? Cine-i ăsta? Și ce s-a transformat în vampir? Salut! Știi unde e sabia lui Schwagenswirt? Știi? Nu? A, vrei să ne batem, da? Wow! Oameni buni! Și acum aici probabil trebuie să dau un statuie, nu? Sau? Uite sabia acolo! Sparge-te, statuie! Sparge-te, sparge-te! Am nevoie de sabia lui Schwagenswirt! Am nevoie de sabia lui Schwagenswirt! Capau! Da, nu, pe bune, chiar am nevoie de sabia lui Schwagenswirt! Pe bune, pe bune, statuie! Pe bune! Gen, pe bune. Ok, cu puteri. Ok. Am luat sabia lui Schwagenswirt. Oameni buni, uitați-o la mine în mână. Nu pot să cred, sabia lui Schwagenswirt, mă duc acasă la regina mea. Acasă la regina mea mă duc direct, dar hai totuși să văd ce mai pot, ce mai e pe aici. Să inspectez zona, să pot să-i zic. Stai, ce? Acolo un desen în carte care prezintă o fantomă. Mă, ce? Bă, asta e fantoma lui Schwagenswirt? Dar de ce Dumnezeu e... Schwagenswirt era de fapt fată, nu pot să cred. Fantoma lui Schwagenswirt. Și de ce Dumnezeu dansează? Da, cred că e bucuroasă că i-a luat cineva sabia. În fine, hai să mergem. Și wow, uitați aici, oameni buni, o lumină. Și sicriu, ăsta e mormântul lui Schwagenswirt. Okay, trebuie să-l strig neapărat. Bun, s-a dus bun. Și... Da, nu cred că mai are nevoie nimeni de astea, așa că... De ce nu? Bă, oameni buni, oameni buni! Oameni buni! Wow! Mamă! Nu pot să cred. Acum mă duce înapoi în realitatea mea? Wow! Deci a venit și a venit bârcolacul vampirul și mi-a zis să mă duc înapoi. Wow, m-a teleportat. Wow! Nu pot să cred ce mi s-a întâmplat. Wow! Ce a fost acolo? Și în sfârșit am făcut rost de sabia lui Schwagenswirt. Adică, na, nu pot să cred. Și n-am folosit nici piatra protecției. Bun. Deci portalul ăsta este un blestemat, oameni buni, vreau să vă zic.
Doamna mea, am venit și v-am adus sabia lui Schwagenswirt. Poftiți. O zi bună. Și cred că vreți să-mi dați și mie o plată, vă rog? A, mi-ați dat-o? Cum da? Mi-ați pus-o acolo în față la portal deja? A, wow! A, mulțumesc, să rămână. Vă dau înapoi această piatră. Adică, da. Și mă duc să mă bag cu... sau să explorez acolo. Mă trage iar armura. Wow. Bandiți, salut. Știți, am venit gen să vă bat. Pentru că e urât din partea voastră. Bun. Am nevoie de mâncare. Bun. Foarte bine. Și hai să mergem să vedem. Deci, am mai întâi de eliberat aceste fantomițe și după și acel apărător al statului meu. Pentru că, da, a fost un apărător chiar foarte bun. Bună. Puteți să ieșiți, da? Mai am... și aici. Bun. Și aici la fel. Ei deja au început să iasă. Bun. Iar acum hai să mergem să ne batem cu niște urâți, dar mai întâi să mai omor o dată Technoblid. Iulio. Doamne, dar n-au făcut și ăștia puțină curățenie, adică... Da, bro. A, era doar unul. Oh. Ce face poțiunea asta? Oameni buni, nu uitați de like, share, subscribe și comentariu. Pa, pa, ăsta a fost filmul meu. Pa, pa.